Chercheza a debutat la Dinamo. Mijlocașul târgoviștean a evoluat în tricoul Câinilor Roșii în ultimele 20 de minute ale amicalului cu polonezii de la Corona Chilțe, câștigat de oamenii lui Stoican cu 2-1. Partida cu Corona a fost prima pentru Dinamo în al doilea cantonament al iernii, desfășurat în Spania, la Marbella. Flaviu Stoican, antrenorul cu care Chercheza a lucrat și la Chindia în 2012, a rulat tot lotul în partida de verificare de joi. Pentru Dinamo au marcat Ionuț Șerban și Bilinski, unicul gol al polonezilor fiind reușit de Kilm. Chercheza a primit acceptul conducerii Chindiei pentru a se pregăti cu echipa mare lui Dinamo, după ce a fost informat că nu mai intră în vederile antrenorilor grupării de Liga a 3-a. Vreau să trag tare și să prind primul 11. Îmi doresc să demonstrez că am valoare de Liga 1 și nu am ajuns întâmplător la Dinamo, a declarat Chercheza înainte de primul joc în tricoul lui Dinamo. Săptămâna viitoare, conducătorii lui Dinamo ar trebui să ajungă la un acord cu șefii de la Chindia și FCM Târgoviște pentru transferul lui Chercheza. În toată ecuația acestei mutări pare ciudat interesul manifestat de Flaviu Stoican, antrenor care, în perioada petrecută la Târgoviște, nu l-a folosit pe Chercheza nici măcar în jumătate dintre meciurile oficiale disputate de Chindia. Sursele MDI TV spun că, după cantonamentul spaniol și parafarea înțelegerii dintre cluburi, jucătorul va fi împrumutat de Dinamo tot în Liga a 3-a.